telespectatori la o nouă ediție a emisiunii Dar din Har, o emisiune, așa cum v-am mărturisit de nenumărate ori, tare dragă mie, o emisiune de suflet, și o să vă invităm de această dată să fiți alături de noi pe marginea unui eveniment important care va avea loc la finele lunii februarie, respectiv cea de-a 16-a ediție a simpozionului internațional de acum, Zilele Mitropolit Visarion Puiu. Un simpozion, cum spuneam, devenit, iată, cu participare internațională și nu de acum, de vreo 2 ani în urmă, care, eu știu, adună sub umbrela Asociației Mitropolit Visarion Puiu, al cărei președinte este părintele Florin Aurel Țuscanu, adună toți oamenii care l-au cunoscut și care doresc să îndeplinească, eu știu, obiectivele legate de această mare personalitate a Bisericii Ortodoxe și, nu în ultima instanță, o mare personalitate a neamului nostru românesc, drept pentru care, în această seară, ca să discutăm despre acest eveniment și despre această personalitate, pentru că în acest context vom discuta, l-avem invitat pe părintele preot dr. Florin Aurel Țuscanu, iată, președintele Asociației Visarion Puiu, omul, părintele care și-a legat numele de numele Mitropolitului Martir și care, părinte, iată-ne cu ajutorul Dumnezeu a 16 ediție. Am să fac, iertați-mă, până când pentru că mi s-a reproșat și pe YouTube și pe unde cum că vorbesc mult, dar am să spun să nu uităm. Este cea mai longevivă manifestare din Mitropolia. Așa este. Trebuie să spunem și lucrul ăsta, pentru că nu-i de acolo pe vremuri de asta. Iată, să ținem 16. Sigur că da. Și realizări într-adevăr frumoase, pentru că ați văzut chiar astăzi aici, în acest spațiu al Bisericii Sfântul Vasile, unde ne aflăm, câte cărți, câte mărturii s-au adunat de-a lungul celor 16 ani. Suntem înconjurați de documente, de fotografii din Arhivele Naționale Centrale și an de an adăugăm la acest buchet al florilor recunoștinței noastre pentru Mitropolitul Visarion câte o nouă floare, câte o nouă descoperire, o nouă carte, așa cum se va întâmpla și în acest an. Iată-ne în acest an, Părinte Protopop, președinte, nu știu, dar în calitate de președinte și nu numai, așa, este începutul simpozionului chiar în ziua de naștere a Mitropolitului. Da. S-a mai întâmplat, eu știu, pe parcursul anilor, da, să coincidă chiar așa. Noi urmărim pentru manifestările dedicate Mitropolitului Visarion, urmărim data de naștere, 27 februarie, și data trecerii sale la cele veșnice, 10 august. Sunt două comemorări. Avem două momente în cursul anului când prietenii Asociației Visarion Puiu și membrii asociației se întrunesc fie la Roman, fie la Păscani, fie la Mănăstirea Neamțului, ba chiar și în capitală avem un grup de cercetători, așa cum aș putea aminti domnul colonel Dumitru Stavarachi, titorul acestei asociații, pășcănean la origine, dar cercetător la București, și doamna Elena Istrățescu, care a activat vreme îndelungată la Arhivele Naționale Centrale Istorice și acolo a descoperit fondul Visarion Puiu, din care an de an ne aducea noi mărturii și am reușit să realizăm aici, în spațiul bisericii noastre, o expoziție fotodocumentară. Avem aici de la fișa matricolă de la Școala Generală până la certificatul de deces, toată viața lui Visarion Puiu în documente, și în fiecare an avem surpriza să mai descoperim câte ceva. Deci este o lucrare frumoasă, o lucrare de restituire a memoriei unui mare om, și romașcanii ar trebui să fie mândri că aici la Roman a copilărit, a studiat la seminar, aici la Roman s-a călugărit și a slujit la catedrala episcopală ca diacon, acest mare și erudit ierarh al Bisericii Ortodoxe, care este unic în istorie prin aceea că pentru calitățile sale, pentru patriotismul și simțămintele sale și curate Și pentru curajul său vom discuta astăzi și despre momentele mai grele din viața lui. Deci el a fost condamnat la moarte. Este singurul mitropolit din istoria bisericii condamnat la moarte și singurul mitropolit caterisit. Dacă caterisirea i-a fost anulată, deci el a fost reabilitat în 90 la propunerea mitropolitului Nicolae Corneanu, i s-a ridicat această nedreaptă pedeapsă pe care biserica a luat-o sub presiunea regimului totalitarist. Sunt convins că sinodul bisericii noastre nu a fost de acord cu această atitudine, dar sub presiuni politice, atunci când mitropolitul a fost plecat din țară, s-a luat decizia ca el să fie caterisit. Ei, el este astăzi reabilitat, dar din punct de vedere juridic, asupra lui planează o mare nedreptate și acuză că este cel care face parte din lotul ce a mers cu Antonescu în Transnistria și fiind șeful misiunii ortodoxe române din Transnistria, cu reședința la Odessa, din 42 până în 43, el a fost părtaș, deci la lotul acela de 302 persoane condamnați pentru crime de război, pentru alte acțiuni care nu fac cinste statului român, dar am încercat și spun eu că am și reușit să găsim probele și mărturiile suficiente care să demonteze acel dosar de condamnare la moarte, pentru că Visarion Puiu nu este nici într-un caz un criminal de război, el este mai degrabă un patriot, un martir al neamului românesc. Să primești cu demnitate o condamnare la moarte pentru că ți-ai apărat credința și neamul, eu cred că nu mulți sunt cei care ar putea să primească această cunună de mucenicie, de martir. V-ați adus, iată, în discuție acest aspect. Aș dori să punctăm pe final, așa, un piculeț, apropo de, iată, toate aceste mărturii care de acum sunt din ce în ce mai evidente, grație eforturilor făcute în cadrul Asociației Mitropolit Visarion Puiu, așa, și să vedem ce pildă, pentru că trebuie foarte bine cunoscută această mare personalitate, în primul rând, subliniez, a Bisericii Ortodoxe și, nu în ultimul rând, a neamului românesc. Face parte din elita acestui neam într-o perioadă atât de tulbure, o perioadă în care se instaurează regimul comunist de opresiune, când intelectualii și preoții, ierarhii noștri au fost marginalizați, au fost îndepărtați, mulți dintre... Iată și condamnarea dată de un tribunal al poporului. Dar, așa cum spuneam, deci foarte mulți au fost cei care au suferit pe nedrept și între ei și Visarion Puiu. Doar un singur exemplu, în 49, la Mănăstirea Neamț, erau 5 episcopi fugari, lucru care nu se știe. Deci 5 episcopi erau îndepărtați din scaun și erau găzduiți de Mănăstirea Neamțului. Biserica a suportat foarte multe opresiuni și... Ca de altfel și după aceea... S-a desființat prin acel decret odios, s-au desființat mănăstirile, călugării fiind trimiși în... Deci, scoși de mănăstiri... Într-o batjocură națională, față de care poporul român, iertați-mă, părinte, n-a putut să reacționeze, pentru că... Nimeni nu avea curajul să ridice glasul împotriva unui imperiu în ofensivă. Atunci Visarion Puiu, prin scrisorile lui, prin atitudinea lui, a deranjat foarte mult și este un lucru cunoscut. Spunea un înțelept al nostru că dacă vrei să spui adevărul, pregătește-te de suferință. Și Mântuitorul ne spune. Este până astăzi valabil acest lucru. Sigur. Și toți care au mărturisit adevărul și care vor mai mărturisi, ei trebuie să se aștepte și la astfel de încercări. Le spunem noi mai frumos că avem ispite, avem încercări de la cel rău. Dar sunt de altfel niște lucrări care nu vin de la Dumnezeu și sunt lucrările răului în lume, forțele celui rău, care își caută oamenii lui. Și am văzut mari imperii care au subjugat, au chinuit popoare creștine, dar în cele din urmă s-a făcut dreptate, cum spunea chiar Visarion Puiu într-o scrisoare către Stalin, din 1939, din septembrie, spunea că marile imperii au devenit întotdeauna cenușă, pentru că împotriva lor sunt îndreptați vulcani de ură ale și rugăciunile creștinilor care au fost asupriți și bajocoriți. Și devin cenușă. Așa s-a întâmplat și cu marile imperiu despre care vorbea el. Apropo de mărturisirea adevărului, iată, în astfel de momente este încercat creștinul, ca să spun așa, de la băbuța care vine și aprinde lumânarea la biserică, așa până, este, iată, la personalități de acest rang, Visarion Puiu, care n-a stat nicio secundă pe gânduri să îi scrie marelui Stalin din acea vreme, tătucului Stalin, să-i scrie o scrisoare, care, trebuie să spunem între spectatorilor, este site-ul Visarion Puiu, blogul asociației noastre, .cnet, așa, se pot găsi acolo foarte multe documente și această scrisoare în care Visarion Puiu nu este deloc, nu lucrează deloc cu mânuși, spune foarte clar, foarte tranșant, ca un vrednic slujitor al lui Hristos și ca un vrednic român tot ce... Dar spune lui Stalin că biserica este o instituție fără frontiere și toți persecutorii bisericii n-au reușit absolut nimic, nu poți să te lupți cu Dumnezeu. Și atunci îi recomandă lui Stalin să facă din biserică un aliat. Numai așa, numai împreună cu Dumnezeu, ești pe drumul cel bun. Ceea ce nu s-a întâmplat. Dar nu s-a întâmplat. Știm cu toții. Așa. Părinte, haideți să punctăm, pentru că sunt telespectatori care nu cunosc așa, și am spus cât de cât așa în ce manieră se leagă biografia marelui Visarion Puiu de Roman. A fost născut la Păscani, pășcănean, dar cu legături aici, să vedem. Deci ar trebui, este normal să facem câteva referințe biografice pentru telespectatorii care nu cunosc multe lucruri sau mai nimic despre acest Visarion Puiu, mitropolitul pe care noi îl comemorăm. Și trebuie cunoscut. Și încercăm prin toate posibilitățile noastre, prin revista asociației care se numește Valori Perene, are inițialele mitropolitului, Valori Perene, apoi avem bucuria că între membrii asociației avem oameni de condei, oameni de televiziune, și aduc și o mulțumire aici pentru faptul că prietenul și colaboratorul nostru aici de față, Vasile Danci Moroșanu, cum îi place foarte mult să adauge la numele său, este unul dintre cei care a promovat personalitatea mitropolitului în multiple feluri. Pe cel mai frumos și cel mai plăcut, cred eu, ar fi să accesați site-ul acesta, blogul Asociației Visarion Puiu, realizat de domnia sa, și acolo veți vedea materiale, studii împreună cu soția sa, Nicoleta, materiale, studii, cercetări, documente de arhivă, imagini, revista noastră așezată deci pentru cercetare, pentru studiu pe internet, lucru deosebit. El este promovat, dar nu este cunoscut îndeajuns și revenim deci la viața lui în câteva repere biografice. El s-a născut la Păscani pentru faptul că tatăl său era conductor de tren și lucra în zona Păscani. Dar viața lui, copilăria lui, tinerețea lui este legată de Roman și de aceea am încercat să promovăm și aici la Roman personalitatea mitropolitului. Mama sa, Elena Mironescu, era din Roman, dintr-o familie de negustori, și în jurul vârstei de 10 ani, când viitorul mitropolit avea 10 ani, din botez primise numele Victor, se numea Victor Puiu, au venit la Roman cu toată familia, tatăl său lucrând în gara din Roman, și aici la Roman a studiat la școala numărul 3. Apoi la seminarul Sfântul Gheorghe, după care pornește la seminarul de la Iași, facultatea de la București și după aceea revine la Roman în orașul său drag, unde se călugărește. Nu și-a ales o mănăstire mare, importantă, mănăstirea Neamțului, mănăstirea Putna sau altă mănăstire, el și-a ales catedrala din Roman. Sufletul lui a rămas aici, unde l-a cunoscut pe marele Melchisedec Ștefănescu și era impresionat de atmosfera pe care acest erudit ierarh a creat-o în spațiul romașcan. El a participat chiar și la mormântarea lui Melchisedec în mai 1892 și a rămas profund marcat toată viața de activitatea acestui ierarh, membru al Academiei, cărturar, om politic, diplomat, și de aceea a revenit la Roman cu drag, s-a călugărit aici, a primit numele de călugărie Visarion. Iată, pe 20 februarie, dacă veți privi în calendarul ortodox, este Sfântul Victor. Și probabil m-am gândit că mama sa a urmărit sărbătorile săptămânii când s-a născut mitropolitul și i-a plăcut foarte mult acest nume Victor și i-a dat numele de Victor. Mai apoi, revenind la viața lui, revine deci în Roman, se călugărește, este hirotonit diacon și slujește 2 ani la catedrală în calitate de diacon. Este trimis de episcopul de Roman la Kiev, urmează cursurile Academiei Teologice din Kiev și aici la Kiev urmează școala cea mai înaltă la vremea respectivă, care s-ar putea echivala astăzi cu doctoratul în teologie, în științe, unde a studiat și marele Melchisedec. Deci iată, era pe urmele celui care îi servea ca model. Revine în țară în 1907 în calitate de diacon la catedrala din Roman, după care este numit director al seminarului din Galați. Și 10 ani este directorul seminarului, timp în care are loc primul război mondial. Seminarul devine spital, este implicat foarte mult în actele de caritate, de asistență socială. După care este promovat director al seminarului din Chișinău și în 1921, în ziua de Bună Vestire, este ales episcop al Argeșului. Este intrarea lui în cea mai înaltă treaptă bisericească, în ierarhie, aceea de episcop. Nu a rămas prea mult la Argeș, doar 3 ani, aproape 3 ani, 2 ani și mai bine, dar a realizat și aici lucruri frumoase și s-a remarcat, iar în 1923 a fost ales episcop de Hotin, la o nouă eparhie, nouă înființată episcopie cu reședința în Bălți. Ei, abia aici episcopul Visarion se remarcă printr-o activitate strălucită, ctitor de biserici, numai în orașul Bălți a ctitorit 8 biserici și un palat, o reședință episcopală deosebită pe care am vizitat-o în mai multe rânduri și suntem impresionați și astăzi de faptele lui. A restaurat câteva sute de biserici, a avut o activitate tipografică extraordinară. Avem chiar aici pe masă un anuar al Hotinului din 1930, o carte de referință care ne impresionează până astăzi și pe prima pagină, dacă veți da pagina, veți vedea fotografia cu autograful autorului, Visarion Puiu, episcopul Hotinului. A fost un om complex, bun cărturar, bun gospodar, un diplomat, pentru că în acea perioadă tensiunile erau destul de mari la nivel politic și de aceea a încercat un echilibru într-un spațiu în Basarabia, unde era multă suferință. În cele din urmă este promovat în cea mai înaltă treaptă la vremea respectivă, cea mai bogată eparhie a țării și cea mai frumoasă zonă, zona mănăstirilor, Bucovina. Este ales în 1935, în luna noiembrie, mitropolit al Bucovinei. Aici a continuat activitatea la Cernăuți, fiind reședința, o activitate deosebit de frumoasă și bogată. A avut câteva probleme tensionate cu oamenii politici ai timpului, între care și cu istoricul Ion Nistor, și cu, chiar și cu regele Carol al II-lea, și cu alți oameni care încercau să se implice, să intre în viața bisericească și să influențeze cumva bunul mers al lucrurilor în această disciplină eclesiastică, cum o numea Visarion Puiu. Văzând că tensiunile s-au mărit, atunci el este cumva forțat să se retragă, nu a mai putut tolera, accepta starea de lucru și în 1940 se retrage la Mănăstirea Neamțului pentru pensionare și aici la Neamțu își ridicase o casă la schitul Vovidenia, o casă pe care o avem într-o frumoasă imagine de arhivă. Schitul Vovidenia este în spatele celor care participă la această călătorie și aici mitropolitul Visarion în cerdacul casei de la Vovidenia, casă care mulți ani a deservit Uniunea Scriitorilor, a fost casa de odihnă a lui Mihail Sadoveanu, unde el s-a relaxat în perioada de vară și aici, la Neamțu, a scris chiar multe pagini frumoase de proză, pe care noi astăzi le putem parcurge. La Mănăstirea Neamțului a rămas puțin Visarion Puiu. Aici și-a ales și locul de veci. A avut acceptul patriarhului Nicodim să-și facă mormântul la Vovidenia și a făcut și piatra funerară, este astăzi în grobnița Mănăstirii Neamțului, este chemat însă la o nouă ascultare de mitropolit al Odesei, șeful misiunii ortodoxe bisericești în Transnistria. De aici se trag foarte multe lucruri, foarte multe necazuri, pentru că a participat alături de Antonescu, cel care l-a numit în această funcție, la o acțiune misionară din punctul său de vedere, dar iată, este asociat cu cei care ar fi adus daune statului român, crime de război, o imagine negativă și a fost judecat mai apoi și pentru aceste lucruri și pentru alte acuze care i s-au adus lui. În 1946 a fost condamnat la moarte. El a reușit să plece din țară în august 1944 pentru a participa la o slujbă de hirotonie a unui ierarh la Zagreb, în Croația. Și a rămas acolo, nu s-a mai întors în țară, a rămas cu dorul de țară 20 de ani, un pribeag, un bătrân, care mergea din loc în loc, din țară în țară, pentru a-și găsi liniștea și odihna. A poposit în Italia, la Maguzzano, lângă Verona, la o mănăstire catolică, unde am mers și noi luna trecută și am făcut o pomenire. Am mers în Austria, în Elveția și mai apoi în Franța, unde a ctitorit prima eparhie ortodoxă română din străinătate, în afara granițelor, și unde în 10 august 1964 și-a dat obștescul sfârșit. Da, iată, Părinte Protopop, nu v-am deranjat deloc din această prezentare, sigur că da, în câteva tușe. O să revenim după o scurtă pauză pentru a sublinia în contextul acestui eveniment, eu știu, dorința celor care caută să-l aducă în lumina faptelor sale corecte, adevărate, slujitoare de popor și de Hristos, pe această mare persoană naționalitate. O să vedem după o scurtă pauză care sunt aceste direcții și pe unde ne aflăm cu ajutorul Dumnezeu, ce ne mai așteaptă de aici încolo. O scurtă pauză și revenim. Ce dulce viața cu Iisus, sub crucea Lui când te apleci, ai vrea cu Dânsul să rămâi pe veci de veci. Ai vrea cu Dânsul să rămâi pe veci de veci. Să ne duri oricâte lovituri, prin mii de prigoniri să treci, cu Domnul tu ești fericit pe veci de veci. Cu Domnul tu ești fericit pe veci de veci. Când rătăcești nefericit și în chinuri viața ți-o petreci, de lai te ierți, dă amin pe veci de veci. De lai te ierți, dă amin pe veci de veci. Iisus e bucuria ta, o suflete ce-mi plâns petreci. Stimați telespectatori, iată ne-am revenit în cea de-a doua parte a emisiunii noastre din această seară, emisiunea Dar din Har, cum vă spuneam, dintr-un început, dedicată unui eveniment deosebit și unei personalități deosebite a Bisericii Ortodoxe și a poporului român. Este vorba despre Mitropolitul Martir Visarion Puiu. Pentru asta invitați și încă o dată mulțumim președintele Asociației Mitropolit Visarion Puiu, preot dr. Florin Aurel Țuscanu, protocop de Roman, cunoștință veche de-a noastră din cadrul emisiunii și, mă rog, pentru toți romașcanii, noi ne vedem mai multă prezentare. Părinte protocop, am spus în prima parte a emisiunii, iată, ați făcut o prezentare așa, pentru că trebuie și, așa și cum a subliniat, sigur, smerit vorbind acum eu, Vasile Danci, cât am căutat, să cunoaștem astfel de personalități, mai ales că vin din oameni rari, sunt rari, providențiali, mai ales că vine din fața Sfântului Altar Ortodox. Pentru mine lucrul ăsta e capital și faptul că, iată, în niște momente de cumpănă ale neamului, n-a stat să se socotească deloc și a urmat calea pe care ne-a lăsat-o Mântuitorul de urmat, mărturisirea adevărului în numele Ortodoxiei și a neamului românesc. Lucru deosebit pe care eu am dorit și iată cu tot ceea ce am făcut împreună, cu tot ceea ce ați făcut în cadrul asociației atâta. Suntem așa, într-o familie, sigur că și da, dorim același lucru, reabilitarea lui. Exact, asta, cele două direcții. Și aducerea lui acasă, împlinirea testamentului, pentru că el și-a ales locul de vești la Mănăstirea Neamț, la schitul Vovidenia, și a avut această nedreaptă șansă să moară în suferință la vârsta de 85 de ani, exilat, în lipsuri și foarte, foarte suferind, deci cu o suferință nu neapărat fizică, una lăuntrică, după 20 de ani de luptă cu autoritățile instaurate în țară. El n-a reușit să demonteze acea acuzație că ar fi fost criminal de război și a murit cu această pată asupra lui. Pată pusă de niște nevrednici, acum Tribunalul Poporului, să lămurim cine l-a judecat. Exact, pe el. Adică să fie clar pentru cei care, da, cei care ascultă, asta e și rostul de spectatorii. Da, sigur că da. Deci trebuie să înțeleagă pentru faptul că el a murit de moarte naturală la vârsta de 85 de ani, dar cu o mare amărăciune, cu o mare suferință în suflet și a murit cu dorul de casă. Acest lucru l-a așezat în testamentul său, pe care l-am găsit. Este cunoscută astăzi, l-a lăsat nepoatei sale, mărioara, și spune acolo pe mormânt să așeze un stih dintr-un psalm la râul Vavilonului. Este chiar un psalm care se cântă în această perioadă a Postului Mare și este un verset foarte sugestiv. Cum voi cânta cântarea Domnului în pământ străin? Este exact ce avea el în suflet. Exact. Durerea dezrădăcinării, ruperii de neam, de țara lui. Un mare patriot să rup de ai săi, eu cred că mai mare suferință nu se putea pentru el. Părinte Predov, pentru a sublinia, pentru că la un moment dat, într-o discuție avută înaintea acestei emisiuni, ideea pe care aș dori să o subliniem așa un piculeț și o să ne referim spre final și strict la simpozionul din la ediția în acest an, așa, haideți să vedem pentru generațiile astea care sunt acum, nu neapărat numai de tineri, nu neapărat numai de creștini ortodoxi, pentru toată omenirea asta care, iată, și noi traversăm acum niște vremuri deloc comod de abordat și așa, parcă seamănă. Da, spuneți-ne că istoria se repetă, dar vedeți lipsa modelelor. Astăzi avem nevoie de modele. Tinerii noștri duc lipsă de modele și dacă porți un dialog cu generația tânără, ce vrei tu să te faci, unde vrei să mergi, ce te-a impresionat, deci răspunsurile vor fi... Invariabil, fotbalist și fotomodel, adică nu-i vina lor. Haideți să vedem ce le oferim noi. Ei nu cunosc, n-au avut astfel de modele și vreau să vă spun că asistăm la neputincioși, la un fenomen, deci au dispărut aceste simțăminte despre care vorbim, adică patriotismul. Păi ei era în stare să moară pentru țara lui. Deci el a scris lui Stalin scrisoarea, deci, și ca să fie sigur că va ajunge, el a tradus-o și a depus la mai multe ambasade, deci nu îmi lași că am trimis o scrisoare. Deci nu, fac tot posibilul să ajungă la urechile lui. Și a asumat riscul că va fi pedepsit. Deci era un patriot autentic. Nu mai avem patriotism. Deci nu mai avem sentimentele acestea curate, românești, tradiția, religia noastră. Responsabilitatea asta. Părinte Predov, responsabilitatea asta, iată, după acest model care e suprem, așa, nu știu, după Mântuitorul, spun așa, în sufletul meu, Visarion Puiu, așa ca o icoană. Da, sunt oameni rari și de asta ne-a impresionat pe noi toți, că de 16 ani să mergi pe urmele lui, deci pe pașii lui, în străinătate. Am fost luna trecută în Italia, la Maguzzano. Am fost în camera unde a locuit el, unde a stat el acolo 2 ani aproape. Am fost în Basarabia, la Bălți. Am văzut reședința pe care a făcut-o, catedrala făcută de el, Constantin și Elena din Bălți. Deci când te întâlnești cu acest om, cu faptele lui, înțelegi cât de mare a fost. Deci astea, ei de calibrul lui sunt oameni rari. Și de aceea vrem să-l reabilităm, vrem să împlinim testamentul și prin promovarea vieții și activității lui încercăm să-l oferim model și celor care vin după noi. Pentru că peste acești oameni de talia lui se așterne nedreapta uitare. Dacă nu, el a deranjat în epoca lui pe cei mai mari ai vremii, dar nici astăzi nu este atât de îndrăgit. Pentru că am văzut și efectele negative. Deci este pentru noi un adevărat model și încercăm să ducem mai departe, să păstrăm candela pe care el a aprins-o în familia aceasta mare care s-a extins în ultimii ani. Asociația Visarion Puiu nu este doar o asociație națională. Deci acum avem membri din afara granițelor care au aderat și am fost foarte bucuros să primim în asociație pe cei care au avut șansa să-l cunoască indirect din arhive, din documente pe Visarion Puiu și sunt curioși să afle cât mai multe despre el. Mă refer la preoți de la Maguzzano. Asta am vrut. Haideți să spunem un piculeț, pentru că ați pomenit de recenta vizită de la Maguzzano, acolo unde Visarion Puiu 2 ani, dacă nu mă înșel, în exilul lui, așa, a fost primit așa din ca un frate bun. Da, din 45 așa? Când a plecat. Și unde trebuie acolo să spunem, părinte, că este considerat sfânt. Haideți Deci aici la Maguzzano o să vedeți și o imagine cu mănăstirea și un tablou pe care Visarion Puiu l-a făcut în perioada când a stat cu starețul, superiorul mănăstirii, Ioan Calabria. Acest stareț era un om ales care se ocupa de copiii orfani, de copiii sărmani, să le dea adăpost, să le dea mâncare și o pregătire frumoasă, creștinească. Și a dezvoltat... Și a dedicat toată viața. Această operă de caritate a dezvoltat-o într-atât că astăzi ei au și în Brazilia, și în Africa, și în India, și în multe țări au aceste centre care poartă numele ordinul, ordinul Don Calabria. Așa. De la numele lectitorului Sfântul Ioan Calabria. El a fost canonizat în 99 și... Don Calabria a fost canonizat, iar mănăstirea de la Maguzzano păstrează amintirea lui Visarion Puiu. Vreau să vă spun că am mers acolo și am întâlnit 5 călugări peste 80 de ani, vârsta media lor, deci trecuți de 80 de ani, care l-au cunoscut personal pe Visarion Puiu. Mi-au dat mărturii cum arăta, cum stătea, unde se ruga. Am fost în biserica unde el se ruga mereu și mi-au spus multe lucruri frumoase despre el. Ei, una din aceste amintiri, mărturisită de un preot, a fost că starețul, superiorul, Don Calabria, spunea mereu că... Chiar e consemnat. E consemnat în jurnalul mănăstirii. Ei au un jurnal în fiecare zi ce se întâmplă în mănăstire și am găsit acel jurnal perioada cât m-a interesat, deci în arhive 45-47, spunea cu adevărat acest om este un om al lui Dumnezeu. Dacă un sfânt spunea despre Visarion Puiu acest lucru, înseamnă, deci Don Calabria fiind canonizat. Iată. Da, înseamnă că viața lui a fost într-adevăr pilduitoare. Dacă un preot catolic spune acest lucru despre un frate ortodox, cu adevărat un om al lui Dumnezeu, este deja o mărturie sinceră, dezinteresată, că avea o viață aleasă. Și ne bucurăm deci că asociația noastră are o activitate frumoasă. Am extins sfera noastră și în afara granițelor, mergând pe urmele lui Visarion Puiu și sperăm ca peste 2 ani să ne ajute bunul Dumnezeu. În 2014 se vor împlini 50 de ani de la mutarea sa la ceruri și am încercat și insistăm în ultima vreme tot mai mult, de asta și căutăm prin zilele Visarion Puiu să promovăm aceste dorințe ale noastre și poate că vom găsi ecoul, sprijinul celor mari să ne ajute. Deci, la împlinirea 50 de ani de la moartea sa, să-l aducem acasă, în umbra Vovideniei și acolo unde el și-a ales locul de veci, să îl așezăm spre odihna cea veșnică, pentru că este deja mult, prea mult, o jumătate de secol de așteptare. Am să vă rog să ne oprim, să zăbovim așa un moment, să marcăm o participare deosebită în toată această minunată poveste, acest parcurs a preasfințitului Ioachim Băcăuanu, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, care a fost martor acolo la o serie de evenimente legate de... Într-adevăr, deci noi aceste manifestări, aceste activități cu caracter cultural și spiritual le organizăm cu binecuvântarea preasfințitului Ioachim. În biserică este frumos, este firesc ca orice acțiune să fie sub oblăduirea și cu binecuvântarea ierarhului. Ne-am bucurat foarte mult că preasfințitul Ioachim Băcăuanul a fost printre puținii care au pășit pe urmele lui Visarion Puiu în Franța și nu poate doar într-o călătorie, ci a rămas câțiva ani la studii și a slujit acolo, a htitorit prima mănăstire ortodoxă română la Rozie, lângă Paris. Deci este cel care a avut această șansă să pășească pe urmele lui Visarion Puiu. Bucuria este mare că Preasfințitul a participat la strămutarea rămășițelor pământești ale Mitropolitului de la Viermezon, din localitatea unde a fost el înhumat și unde și-a găsit obștescul sfârșit, în Paris, la cimitirul Montparnasse. Și un grup de tineri, 4 tineri entuziaști, împreună cu Părintele Curtandache, slujitor român la Paris, au luat această inițiativă să-l aducă pe Visarion Puiu în cripta clericilor români. Mai este acolo episcopul Teofil Ionescu, tot în cimitirul Montparnasse avem oamenii mari de cultură, Brâncuș, Eugen Ionescu, da. Și l-au adus aici. L-au strămutat în cripta noastră, unde avem și ctitorul Bisericii Române din Paris, Ioasaf Snagoveanu. Este bucurie pentru noi că Preasfințitul astăzi ne încurajează, ne sprijină și promovează alături de noi această mare personalitate. Susținător. Un susținător. Da. Că dacă am stinge candela, deci n-am rezolvat mare lucru. S-au scris multe cărți, ați văzut, asociația noastră a publicat în acești 16 ani, cred că... Cam câte cărți? Cel puțin o carte pe an, cel puțin una pe an, dar avem revista noastră, Valori Perene. Care e un anuar al asociației, ca să... Și, deci, avem foarte multe activități culturale prin care am încercat să promovăm viața și activitatea lui. Și aici și la Pașcani, iată. În ultimii ani am încercat să... tipărim, deci am încercat să tipărim lucrările Mitropolitului, lucrările pe care le-am descoperit în anticariate, în magazine de antichități, cum este aceasta din istoria vieții monahale sau aceasta preoții satelor. Dacă nu înșel, anul trecut lansată. Deci sunt lucruri, iar în Italia, la Maguzzano, am editat această carte, cărticică, broșură, despre Mitropolitul Visarion Puiu și Don Calabria, corespondența dintre cei doi și câteva mărturisiri făcute de cei care l-au cunoscut pe Mitropolitul Visarion Puiu. Mărturisire absolut de te umple la suflet, ca să spunem așa. Părinte, pentru că nu mai avem foarte mult din această a doua parte a emisiunii noastre, haideți să marcăm așa, pentru că e mult, nu este se complex, poate, nu se poate comprima într-o... Dar ca să dăm așa un semnal, ca să știm cu ce personalități ale, încă o dată subliniez, biserici ortodoxe care s-au jertfit pentru neamul românesc. Trebuie știut și trebuie luat pildă, trebuie luat exemplu la aceste personalități și una dintre acestea este Visarion Puiu, care stă, nu știu, acolo, într-o panoplie greu de ajuns, acolo sus. Așa. Haideți să marcăm așa, pentru toată omenirea care, și care urmărește acest mesaj, cu ce rămânem noi din toată petrecerea pământeană, cu toate înfăptuirile, cu ce ar trebui să rămânem noi ca să urmăm acest spirit mai departe, în numele lui Dumnezeu, fără discuții. Valorile pe care le-a promovat Visarion Puiu, ca de altfel și alți mari rari, cum este Melchisedec Ștefănescu, un mare cărturar, care a fost model. Oamenii iluminați, deci sunt cei care transmit această flacără. Dacă tu te-ai aprins, dacă ești deschis și ai primit lumina, devii și tu lumină. Și cum spunea frumos Preasfințitul la o întâlnire a noastră cu preoții, e vorba de Preasfințitul Ioachim, spunea că dacă nu vom merge la surse, la izvoare, să ne adăpăm setea de cunoaștere și de a ne întări, la modele, deci dacă nu mergem la dânsii, nu putem deveni surse dătătoare de har și de lumină. Numai dacă te-a prins din lumina celor care s-au stins, care au trecut din această lume, dar care au rămas nemuritori prin faptele lor. Niște făclie, deci acești oameni nu mor. Cum este Visarion Puiu, el nu poate să moară niciodată, pentru că el este un spirit vizionar și el vedea ceea ce are să se întâmple peste timp la noi. Are una dintre cărți, Glas în pustie, spune că va veni o zi când posteritatea mă va judeca dacă am avut dreptate sau nu. Și era vorba acolo de Catedrala Mântuirii Neamului. Că nouă românilor nu ne trebuie un simbol în București, Arcul de Triunf, un simbol păgân pe care îl făceau împărații păgâni după o biruință. Noi suntem un popor creștin care n-am ieșit în ofensivă și nouă nu ne trebuie un arc al biruinței de triunf, ci ne trebuie o catedrală la temelia căreia să stea jertfa acestui neam care nu a stins candela de 2000 de ani. Și el e unul din primii oameni care vorbește de o catedrală a mântuirii neamului. Schiță și cu detalii. Așa. Și el spune în prefața acelei cărți Glas în pustie că la vremea respectivă n-a găsit înțelegere la oamenii politici și n-a găsit sprijinul lor. Dar, spune, va veni o zi când posteritatea mă va judeca dacă era bine sau nu. Și atunci voi spune cuvintele Sfântului Ioan Evanghelistul, dacă nu le-aș fi spus, păcat nu ar avea. Deci era un vizionar. Da. Da, și mai sunt o serie de episoade, repet, foarte delicat, așa să cuprins tot. Încă o dată eu am să fac ce am mai făcut, de altfel să promovăm acel site, nu facem nicio așa. Părinte Protopop, în câtă vreme ne-a mai rămas ca să marcăm un piculeș? Da, aș dori să arăt telespectatorilor noștri această cruce, care este cunoscută de altfel, este crucea ce aparține episcopului de Hotin, Visarion Puiu, o cruce care a primit-o în dar la 10 ani de la înscăunarea sa de la clerul eparhiei Hotinului. Și în ultimii ani am avut bucuria să primesc în dar câteva obiecte ale mitropolitului. Antimisul, pânza pictată cu punerea în mormânt a Mântuitorului din Basarabia, mi-a fost adusă de un preot aici. Bastonul mitropolitului. Hai să spunem cu cine a fost domnul Marius Neculaise. Da, cine a fost cu... deputat a achitat acest dar pe care, deci eu l-am primit de la Dan Dimitriu, colecționarul nostru, cel care a avut bucuria să-l găsească într-un magazin de antichități din Iași. Se vindea chiar la sărbătoarea Sfintei Parascheva. Ca de altfel și cărțile și crucea tot din magazinul. Preoții satelor, tot așa, ați întâlnit cu foarte multe, ca și cu oameni. Sunt lucruri într-adevăr emoționante, cum că Visarion Puiu ne-a trimis crucea ca o binecuvântare, bastonul ca o orientare către împlinirea poruncilor testamentare, să-l aducem acasă, să-l reabilităm, și ne-a dat și acest odor sfânt, antimisul, pe care se slujește liturghia, cea mai mare slujbă, slujba Euharistiei, mulțumirea. Da, pentru cât mai avem, iată, 3 minute, aș dori să subliniem pentru telespectatori că, cine știe, emisiunea asta nu va fi văzută numai la Roman, sunt convins de lucrul ăsta, având în vedere că emitem, se poate vedea și pe internet și așa. Există la Vovidenia, care e casa Mitropolitului, adică se cunoaște, eu știu, ca Muzeul Sadoveanu, pentru că acolo... Casa a fost salvată într-un fel, ea trebuia să devină... Deci, locul unde s-a îmbunătățit legume, fructe, conserve, da. Sigur că da. Dar ca să nu intrăm în detalii, acolo este un muzeu, deja și-a intrat mitropolitul în casă, în drepturile cuvenite, ca să spun așa, ca muzeu, sigur că da. Deci, pentru cei care sunt acolo, foarte multe puncte de reper la care ați și contribuit și personal și asociația, dar legat acum despre această 16-a ediție a simpozionului Zilei Mitropolitului Visarion Puiu, trebuie să spunem că are o temă cam fiecare an. Da, tema din anul acesta este 70 de ani de la înscăunarea lui la Odessa, șeful misiunii ortodoxe din Transnistria, 1942-2012. Dacă avem un simpozion de mare anvergură, s-au anunțat cercetători istorici de la CNSAS, de la Arhivele Naționale Centrale, de la Mănăstirea Maguzzano din Italia, de la Bălți, din Republica Moldova, din Polonia, de la Cracovia. Avem un istoric care pregătește o lucrare de doctorat. Deja e vechi în asociație. El este al treilea an când participă consecutiv. Avem de la Chișinău doi istorici care s-au prezentat deja cu comunicări și în total sunt 20 de comunicări. Haideți să-i amintim, pentru că e o punte aici de suflet la care eu țin foarte mult. Frații din Ordinul Don Calabria. Da, ei sunt deja veniți în România. Au venit să le spunem și pe nume, dacă... Părintele Gianni Bombieri, fratele Giancarlo Conato. Vechi în asociație deja. Da, este și un tânăr teolog care s-a afiliat la asociația noastră. José Maria Pavan este din Brazilia, acolo unde părintele Manuel Oliveira, prieten vechi al asociației, astăzi slujește într-un centru Don Calabria. Mai avem un minut. Romașcanii care doresc să participe așa? Invităm pe toți cei interesați la Muzeul de Istorie, luni 27, ziua Mitropolitului de naștere, la ora 13. Da, în regulă, acolo se va ține de fapt... Vom reveni cu o nouă invitație, sigur, probabil la o știre. Da, în regulă. Bun, Părinte Protopop, iată ne aflăm în subsolul, practic un spațiu foarte frumos aici, subsolul Bisericii Sfântul Vasile, unde Părintele Florin Țuscanu și președintele Asociației Visarion Puiu slujește, așa ca preot paroh, aici unde vor avea loc niște momente din cadrul simpozionului. Și expoziția va fi vernisată. Și unde au mai fost și anii trecuți. Stimați telespectatori, cum am spus, ca să nu lungeți vorba, Visarion Puiu, un mare slujitor al lui Dumnezeu și al neamului românesc, o personalitate a cărei pildă trebuie urmată, mai ales că vremurile pe care le trăim acum nu ne sunt chiar prielnice și este nevoie de oameni care, eu știu, să ducă steagul credinței așa drept și să se jertfească pentru poporul român. Mulțumim că ați fost alături de noi. Toate cele bune, Doamne ajută! Ui să-mi plâng durerea și întristarea mea, cui să-mi spun necazul, suferința grea, fiecare și-are greutatea sa. Nimeni nu mă poate, Doamne, mângâia.